Românul face haz de necaz în ciuda amenințării noului coronavirus și a izolării. Rețelele de socializare sunt pline de comentarii poznașe, de caricaturi hazli și de îndemnuri comice. Am realizat pentru dumneavoastră o selecție a celor mai amuzante postări. Se spune că dacă omul mai are putere să râdă, nimic nu este pierdut pe lumea asta. Prin urmare, stați acasă, păstrați-vă simțul umorului și nu vă pierdeți speranța. După trecerea pandemiei, viața va reveni în forță, mai bogată în zâmbete și mai frumoasă.